Alexandra, sunt de la ziarul Buzz. Ai putea să-mi aduceți un interviu? Sigur, mă numesc Barbuiana. Încântată, câte ani? Am 16 ani. Și de cum te-ai alăturat acest voluntariat la Ador Animalele? M-am alăturat acestei asociații pentru că iubesc cu adevărat animalele și nu mai vreau să aud diferite zvonuri cum că animalele sunt bătute sau diverse. Ai făcut astfel de activități? Ai ajutat animalele de pe stradă? Da, am mai ajutat și animalele înainte de a fi la această asociație. Acum de obicei mă ocup cu evenimentele și acum, în acest moment, am creat o scenetă prin care vrem să transmitem mesajul Stop violenței împotriva animalelor. Și cum au fost repetițiile la această scenetă? Au fost dificile, din păcate, dar, până la urmă, produsul finit a fost ok. Ți-a luat mult timp să înveți aceste replici, pentru că tu ai vorbit cel mai mult în această scenetă. Da, nu mi-a luat foarte mult timp, pentru că fac cu plăcere ceea ce fac. Dar de cât timp ești în această asociație? În această asociație sunt de cam un an. Și ai vrea să duci tu o astfel de asociație? Aș vrea! Doamne ajută! Îți mulțumesc mult și mă scuzeți dacă te-am deranjat. Mulțumim!